Vreau să vă recit și o poezie. Unii deja ați mai audiat-o, ori pe internet, ori cu alte ocazii. Este o poezie scrisă cu mulți ani în urmă, tocmai în anul 1577, de un englez creștin pe nume Francis Drake. A fost și om politic, a fost și navigator și a surprins într-o poezie de-a lui un aspect pe care nu cred că de bunăvoie noi l-am cere Domnului nostru. Poezia se intitulează Tulbură-ne, Doamne, și a fost tradusă în limba română de Nathan Mladin. Tulbură-ne, Doamne! Tulbură-ne, Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visurile, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am vâslit prea aproape de țărm. Tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea de pâinea vieții. Când, îndrăgostiți de viață, am încetat să mai visăm la veșnicie. Când în strădania de a zidi un pământ nou, am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate, în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea ta, unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi, cu putere, îndrăzneală, speranță și dragoste. Îți cerem acestea în numele Capitanului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Ce spune această poezie este, Doamne, când sunt prea comod, când vreau prea puține, te rog să intervii. Tulbură-mă, Doamne, încearcă-mă, Doamne. Nu mă lăsa trândaf, limitat, mic. E greu să te rogi așa ceva. E foarte greu. Dar nu cumva avem nevoie din când în când să cerem aceste lucruri. Creștini comozi, instalați într-o viață comodă, fără probleme, au uitat să mai dorească cerul, să-L cunoască pe Hristos mai mult, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui. Și se mulțumesc cu așa de puțin, când Dumnezeu e gata să ne dea așa de mult. Și posibil ca aceste tulburări să vină pe calea suferinței, să pierzi ceva, să fii umilit, să fii trădat și nu știi de ce. Da, e posibil ca Dumnezeu să le îngăduie pe toate acestea să vină peste tine pentru ca să te scoată din comoditatea ta. Nu știm dacă
Acest gând e aplicabil tuturor. Dumnezeu alege căile Lui să ne vorbească, dar unii dintre noi trebuie să recunoaștem că așa este. Și Dumnezeu ne-a avertizat de atâtea ori să ieșim de bunăvoie din dolce faniente, starea aceea de moleșală. Vă amintiți ce îi spune Domnul Hristos unei biserici, unui înger al bisericii în Apocalipsa? Că dacă nu ești, de fapt îi spune, nu ești nici rece, nici înclocot, și căldicel, te voi vărsa din gura mea. Pentru că mediocritatea îl face pe Iisus să-i fie greață de tine. Poate că aici suntem mulți dintre noi și El este gata să ne dea mult mai mult. Și de aceea trebuie să vină niște valuri să ne scoată de acolo, să ne mute.